facem un obiceiul din a ne vedea măcar o dată pe lună. Nu, că sunt nu departe de cei răi, iar, te simt aproape, te simt cum? Iar ochi și urechi, cum vă spuneam, chiar dacă nimeni, asta este 22 martie, noi avem flori aici de și aici. Și ne pregătim pentru încă o seară minunată. Avem promisiunea și avem recomandările că vom repeta ce s-a întâmplat și luna trecută când ne-am bucurat împreună. Și o să las artistul să prezintă desfășurătorul, dacă există, da? Nu există. Deci, cum ar veni, să facem ce vrem. Vă doresc o seară minunată. Vă mulțumesc încă o dată că ați venit. Mulțumesc în mod special copiilor de la cetate. Ei au făcut un efort extraordinar să vină pe vremea asta și sper să fie experiența de care să vă amintiți cu plăcere. Doamnelor, nu știu dacă și domnilor, și domnilor, Ovidiu Scrișdon. Îi mulțumim foarte mult! Bună ziua! Eu sunt Ovidiu Scrișdon. Mă bucur foarte mult că sunteți aici. Sunt din orașul Târnăveni, în județul Mureș, undeva foarte, foarte departe de Calafat. Și faptul că astăzi, pe vremea asta mai degrabă de iarnă, ați ales să ieșiți din casă, eu cred că aș fi rămas în pat. Mă onorează și mă bucură nespus. Motivul pentru care sunt astăzi la Calafat este o carte, o carte pe care am intitulat-o Tu ce ai făcut astăzi. Este roll-up-ul, vedeți în spatele meu, cărțile le vedeți undeva la doamnele de la Librăria Karma. Înainte de orice vreau să-i mulțumesc doamnei Mariana Lumina pentru că m-a invitat. Nu ne-am văzut niciodată, însă iată că tehnica modernă apropie oameni și practic distanțele nu mai există. Lansările mele de carte au început cu această carte în luna noiembrie 2017. Îi povesteam doamnei că înainte să vin astăzi la ora 3 pe TVR3 în emisiunea Picătura de Cultură au dat acel reportaj din noiembrie 2017. Între timp, astăzi este a 28-a lansare. M-am plimbat puțin, am avut în general lansări la biblioteci județene, așa s-a întâmplat la Alba Iulia, așa s-a întâmplat la Târgu Mureș, la Iași. În București am avut o lansare la Muzeul Național al Literaturii. Am călătorit în Republica Moldova, de fapt în Basarabia, la Chișinău, acolo am avut o lansare la Biblioteca Națională a Republicii Moldova. Am avut câteva concerte la Filarmonica de Stat din Chișinău și la Centrul Internațional Academic Mihai Eminescu. Obișnuiesc să fac lansări printre cărți și mi se pare un loc foarte, foarte potrivit aici. Mă bucur că sunt și copilași. M-am întâlnit printre altele și cu studenți. De una zi am fost la Universitatea Hyperion din București, la Facultatea de Psihologie. Și în Alba Iulia, cei din Alba Iulia mi-au organizat o întâlnire cu elevii din Sebeș, Aiud și Câmpeni. Sunt un om care a plecat la 14 ani de acasă, la liceu, la Cluj. Mai târziu am ales să fac facultatea în București. Un pic mai târziu am plecat și mi-am continuat studiile în America. Și această carte, despre care o să vă povestesc câte ceva astăzi, este o carte pe care am scris-o în proporție de 90% în Marea Britanie, într-o perioadă interesantă din viața mea. Și pe parcurs o să vă mai spun așa câte o poveste. Am să încep cu poate cea mai de sezon poezia mea, o poezie pe care am intitulat-o Acasă,
Pentru că anul trecut, de când m-am întors, foarte mulți cunoscuți de-ai mei îmi pun aceeași întrebare. Băi, ești nebun, de ce ai venit? Și încerc să răspund tuturor că, de fapt, dincolo de farmecul pe care ți-l dă străinătatea atunci când te întorci acasă cu o mașină, cu numere străină și cu niște bani, dincolo de toată povestea asta e o emoție care uneori s-ar putea să și doară. Și durerea asta, noi adesea îi spunem dor. Prin urmare, acasă. Renunț oricând la toți banii din lume, la insula mult prea frumoasă, la lumea perfectă îmbrăcată în costume, ca să mă întorc sănătos acasă. Țara lui Shakespeare nu-i pentru mine și simt cum alunec în ea, îndornă praznic aievea mă ține și dezrădăcinarea e grea. Prea multă ploaie mă întristează și cerul prea gri mă apasă. Copilul din mine încă visează și vrea să se întoarcă acasă. În orice colț de lume te-ai aflat, n-ai să uiți nici când de casa ta, n-ai să uiți nici când ține seama că într-un singur loc te așteaptă mama. Drumul spre casă, drumul cel mai greu, drumul spre casă e preferatul meu. Drumul spre casă, drumul cel mai greu, drumul spre casă e în destinul meu. N-aștepta prea mult să-ți fie dor, nu uita că oamenii și mor. Fugi, încearcă să n-ajungi târziu, căci fără părinți nu mai ești fiu. Drumul spre casă, drumul cel mai greu, drumul spre casă e preferatul meu. Drumul spre casă, drumul cel mai greu, drumul spre casă e în destinul meu. Și întotdeauna când te-ntorci din nou, când degetul prin geam de tren se face iar stilou, nu ai destule brațe și nu știi cum să faci, să-i strigi la pieptul tău pe toți cei dragi. Drumul spre casă, drumul cel mai greu, drumul spre casă e preferatul meu. Drumul spre casă, drumul cel mai greu, drumul spre casă e în destinul meu. Ajutați cu palmele? Stam în păduri și nu mă mânca lupii. Doar lupii nu-s nebuni, haideți! Să mănânce oameni buni! Lupii mâncă ca ei
și oi, lupii mâncă cai și oi, nu mâncă oameni ca noi, nu mâncă oameni ca noi. Cineva Dorțile cineva. Dora, Dora, am prins să-i spună, măi, Dorule, măi nebună. Mai văzut ai eu pe lume să nu-i fie drag de nimeni. Așteptări și timpul zboară și ce e dus rămână veșnic dus, tic-tacul grab din mersul ți-l măsoară și fiecare clipă te îndrepți spre apus. Prea multe inutile griji te neacă, te afunzi adânc cu fiecare gând, lași prea ușor momentele să treacă și ani din existența ta trec rând pe rând. Mâine-i un astăzi ce va fi uitat. Ispite tainice mereu te agață, adesea ești absent nemotivat din darul ce se cheamă viață. Am întors clepsidra ce țineam lângă ceas. Stic ascultam a nisipului glas. O reșiri ceas de ceas, fi cu fir s-a prelins. Prin strântoarea măruntă spre globul închis. Și priveam clipa cu piere. Priveam timpul în cădere. Acest timp ce-l voi căuta cândva. Prin copilăria mea. Acest timp, acest timp. Ceas, fir cu fir s-a prelins. Prin strântoarea măruntă spre globul închis. Și târziu fiul nins rând s-a scurs. Acest timp în cădere s-a oprit apus. Și priveam clipa cum piere. Timpul în cădere. Acest timp,
czystym. Czerwoj kołta kwa. Prinko pilaria mia. A czystym. Surusul tău, pierdut prin țări străină, vântul e rece, ceasul rău, și mi-este tare dor de tine. Și niciun gând din mintea mea nu-mi poate stinge dorul, aș da din aripi de-aș putea, spre tine mi-aș lua zborul. Astăzi pricep de ce ades norii pe cer se adună, într-un târziu am înțeles. Iubirea înseamnă împreună.
să beau fără să știu, fără să simt când prea târziu, visul meu ai apărut și-am îndrăznit să te sărut. Fără să aud, fără să văd, fără să cred că-i un prăpăd, jurul meu te-ai răsucit și cu tandrețe ne-am iubit. Și mă rugam de visul meu să rămân așa mereu, fără să sper că vei putea să rămâi mereu a mea, să rămâi mereu a mea. Dar zorii zilei s-au ivit, fără să știu că s-a sfârșit, iar când am vrut să te sărut, cu tot cu vis ai dispărut. Eu tot mai sper să te visez și visul meu să te urmez, fără să vreau, fără să știu, fără să simt că-i prea târziu. Și mă rugam de visul meu să rămân așa mereu, fără să sper că vei putea să rămâi mereu a mea, să rămâi mereu a mea. De preț decât banii sau faima, cât trăiești, cât visezi, simți și speri, mai de preț decât toate e mama. Firesc când drumul tău ai să întâlnești mulțim ce-ți vor alunga teama, vei fi iubit și să iubești, dar nimeni nu te va iubi ca mama. Când luna pe cer se arată, ori te trezești liniștit dimineața, încearcă să nu uiți niciodată. Mamei tale datorezi viața.
frumos viște la visă, cel mai frumos viște plume, cel mai personal prenum, femeia, femeia. Cine oare n-o cunoaște, femeia, femeia. Lumea întreagă ea o naște, femeia, femeia. Cine oare n-o cunoaște, femeia, femeia. Lumea întreagă ea o naște. S-ar putea întoarce, aș atinge visul cu palma, bucuria inocenței mi-ar împrăștia uitarea peste tristețe, tata m-ar purta pe umeri, mersul mi-ar fi zbor, aș alerga după fluturi colorați, verile mi-ar părea nesfârșite, ploile mi-ar stropi fericirea, aș fura cireșene coapte, genunchii mi-ar fi mereu jurliți de asfalt. Aș crede că toți copiii din lume sunt prieteni, dar aș împărți ciocolata doar cu fetițele frumoase din blocul vecin.
Știați cântecul? Cineva îmi spunea la un dat că observase că întotdeauna când vorbesc despre America, am o lumină. Când vorbesc despre Marea Britanie, sunt trist. E posibil. Și recunosc că pe cât de mult mi-a plăcut Statele Unite, pe atât de mult mi-a displăcut Marea Britanie. Și mă gândesc să vă cânt un cântec și din repertoriul Vocea României. Evident, o piesă în limba engleză. Pe care am să o parafrazez cu o poezie în care am încercat să sintetizez poetic viața mea din UK. Poezia se numește Vedere din UK. Bătrâna insulă, cu zâmbetul de gheață corporatist, cuibul nesfârșitelor ploi, unde norii se dau un spectacol mereu și mereu cu alte reprezentații uluitoare, cu verile și iernile atât de tomnatice, țara celor patru Lords Beatles și a muzicii de calitate, unde totul este exact, punctual și perfect, prea exact, prea punctual și imperfect, iar miturile sunt detronate de orbitoarea realitate, cu verde intens, plin de bovină și gospodine tatuate, locul în care deseori te simți ca în Orient, în India ori țările arabe, îmi șoptește la ureche, urlând. Pleacă! Asta nu-i lumea ta! Iar piesa la care mă gândesc, din repertoriul Vocea României, mi-amintesc un weekend pe care l-am petrecut în Liverpool și a fost așa interesant și frumos să redescoper mare parte din ce a însemnat trupa Beatles. De pildă, la restaurante am văzut că multe meniuri aveau denumiri de piese. M-am plimbat prin ghetourile în care s-au întâlnit George Harrison, Paul McCartney, Ringo Starr și John Lennon. Și poate că ar fi interesant să punctăm momentul ăsta cu un cântec frumos. Un cântec care mi se pare că dă răspuns multor probleme de ale noastre. Piesa este compusă de Paul McCartney și se numește Let It Be. Let it be.
shines on me. Shine until tomorrow, let it be. I wake up to the sound of music. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be. Let it be. Hai disco mina. Let it be. Let it be. Let it be. Speaking words of wisdom. Let it be. Come on everybody, let it be. There will be an answer. Let it be. Schimba ceva. Le vom cânta, le vom cânta, le vom spune așa. Nimeni n-o să-ți explice ce dragostea asta singur într-o zi de vară vei afla. Și atunci să nu uiți de inima ta. Lumea asta moartă va încerca să-ți fură dragostea. Niciodată să nu uiți de inima ta. Să nu vă spun și poezia asta. Tu ce ai făcut astăzi? Pașii te-au purtat prin locuri însorite? Ai văzut lumina? Ai simțit-o? Ai lăsat îmbrățișarea soarelui să te cuprindă? Ai privit oamenii în ochi cu seninătate? Ai lăsat adevărul să evadeze din încrăștarea gândurilor tale? Ai simțit bucuria clipei? Firescul emoțiilor? Naivitatea copilului care ai fost, ai dorit dragoste, iubire, ai trecut mai departe cu capul sus de încruntările și răutățile semenilor supărați, ai salvat lumea cu un zâmbet, te îndrept spre dormitor cu pace în suflet, ori ai alergat prin tunetul întunecat al ploii, te-ai speriat de fulgerele orbitoare, ai simțit până la piele stropii reci, te-ai folosit de bunătatea oamenilor ca de un paratrăznet și ai basculat cu invidie peste aceștia toate nemulțumirile, frustrările și neîmplinirile tale, ca și cum
drumul tău a fost ales de ei, tocmai de aceea i-ai mai păcălit cu tristețe, așteptând să mai treacă o zi, o zi dintre acelea despre care nu vrei să-ți mai amintești niciodată. Tu ce ai făcut astăzi? Mi se pare foarte grozav să pot să-i privesc în ochi pe cei care mi-ascultă muzica. Și țin minte că în momentul în care am început să cânt piesa, i-am văzut așa pe toți cum le cade fața și cum mi-era clar că n-am terminat piesa, că n-o să intre niciodată în festival. Și la final, Victor în Socaciu îmi zice, ok, hai de la anul și câștigă festivalul. Adică, foarte amabil, mi-au zis că that's it, știi? Au trecut ani și, nu mai țin minte, 2007, cred, primesc un telefon. Salut, sunt Victor Socaciu. Țin minte că dormeam și m-am ridicat direct în picioare. Pentru noi ăștia care cântăm, sunt niște nume care sunt fel de... Mă rog, erau un fel de Dumnezei pe vremuri. Și da, asta a fost reacția mea în urmă cu 10 ani. Mi-a sunat telefon și m-am ridicat în picioare. Victor Socaciu, wow, și zice, fii atent. Am avut o relație foarte business cu el. În sensul că omul mi-a zis foarte clar, uite, vin la Târnăveni pentru că urmează să candidez la Camera Deputaților de Târnăveni. Nu știu nimic și pe nimeni. Mă ajuți sau nu? Și da, cum să nu? L-am pus în niște conexiuni pe acolo cu fratele meu care el trăiește în Târnăveni și m-am bucurat foarte mult când a câștigat. Dar mai tare m-am bucurat de alea două săptămâni în care am călătorit. Era ca un fel de caravană de promovare. Pentru că atunci am avut ocazia să îl cunosc și să mă apropii foarte mult de Dumnezeu să-l odihnească pe Jean Constantin și pe Cornelia și Lupu Rednic. Și împreună cu Victor Socaciu făceam acest turneu prin toate orășelele, sate, comune și așa mai departe. Și țin minte că el mi-a zis la un dat, că uite, aveai tu de mult o piesă, ceva cu oameni buni, cânt-o aia, îmi zice, și zic, și l-am întrebat, da, mi-amintesc, dar ai o piesă cu care am picat pe selecția. Și îmi zic, oare de ce? Și mi-a zis, băi, știi care chestia, întâmplarea face că atât de mulți folchiști am ascultat, dar piesa aia mi-a rămas în minte. Și a rămas în minte și încea de ce, pentru că noi încercam să facem asocierea asta între, adică să facem ca oamenii să creadă că folchiștii sunt oameni buni, de asta am și numit festivalul Oameni Bun Bun, și vii tu și ne iei din picioare pe toți cu cântecul ăsta. O să înțelegeți în timp ce cântă despre ce e vorba. Oameni buni. Nu vorbiți de oameni buni, știți și voi că nu există. Acum minciuni, adevărul nu rezistă. Fraților, părinți, copii, nu ne mai vedem la față. Toți am decedat de vii, sufletele mis de gheață. Thank you.
numai, ia, o ia, ok. O să dau un prim autograf, nu vă supărați, da? Doar că... Vreți să mă ajutați? Cu tocul ăla. Nu, celălalt. În povestea asta cu călătoritul, cărți, biblioteci, librării și așa mai departe, am cunoscut așa de mulți oameni. Unii foarte interesanți. Îmi amintesc o doamnă de la Sighișoara, printre primele lansări, mi-a povestit o chestie faină. Mi-a zis că întotdeauna un autograf pe o carte se dă cu un stilou. Și eu am două stiluri absolut grozave. Mă bucur că le-am repus în funcțiune. De altfel, tot ce scriu, scriu de mână și abia pe urmă trec pe calculator. Prin urmare, abia aștept, sper să nu plecați cu toții să mă lăsați singur aici, abia aștept să vă semnez cărțile așa cum eu semnez și Diana și Maria, da? Aria. Cu H? Nu. Okay. Okay. Deci Diana Maria. Să știi, Iriana, că ăsta e primul autograf pe care îl dau în Calafat. Da? Te-ai scos. Atunci o aplaudăm cu toții pe Iriana. S-ar putea să-ți placă aplauzele, Iriana, să știi. Și mie mi-a plăcut și de asta. Am început să învăț să devin economist. Apoi am făcut un master de comunicare și relații publice. În America am făcut un MBA de management. Însă tot mirajul scenei, interacțiunile cu oameni mă atrage mai mult și de asta mă și aflu astăzi aici. Să crești mare, Riana, și să o ascult pe mămica ta, da? Cu plăcere. Muzica vine din cer. Armonia cântecului străbate sufletul tău încercat. Zorile fericirii îți smulg bucurii uitate. Ritmul cadențat al grijilor se pierde în asfințit. Noaptea îți îmbrățișează gemele adormite. Visul este acum stăpân peste toată existența ta. Undeva sus, stelele lucrează peste program. Partituri aglomerate, arpegii, metrici, sunete, game, note, contrapunte, toate așezate într-un algoritm matematic perfect. În cele din urmă, din nevoia de frumos, din dragoste, din dăruire, din bucuria vieții, abisul creatorului naște melodia, ecou al întregului univers. Muzica vine din cer. She tied it to a kitchen chair. She put
from her throne, she cut your hair, and from her lips, she drew the hallelujah. Hallelujah, 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 că trebuie să mai spun și de pildă faptul că prima mea carte se termină cu o poezie pe care am intitulat-o Perfect, iar cea de-a doua carte începe cu o poezie care se numește Perfect.
E aceeași poezie, am încercat să creez așa o legătură, chiar dacă prima carte reprezintă adolescența mea și viața mea de student, pentru că celelalte poezii sunt de fapt versurile cântecelor mele. Și cea de-a doua carte, vă spuneam, e o perioadă foarte delicată din existența mea, atunci când am început să învăț că de fapt trebuie să pui preț pe fiecare clipă, indiferent cum ar fi. Prima carte era scrisă din adolescență. Mi-a luat 20 de ani să apară, pentru că scuza mea e că sunt ardelean. Și noi ne mișcăm așa, mai ne gândim mult înainte de a acționa. Am văzut că în Oltenia e altfel. Da. Și... mă gândesc să vă spun poezia asta, pentru că poate fi o inspirație. Am numit-o, între ghilimele, perfect. Trezește-te! Totul e atât de minunat, perfect, cum spun muritorii, de lumină soarele însetat și odată cu ploaia s-au necat și norii. Zâmbește! Dă viață ridurilor odihnită, ridică-ți ochii fără teamă în sus, privește-ți gândurile vechi rănite, căci e momentul vorbelor ce nu s-au spus. Trăiește! Viața e mult prea frumoasă ca să te împiedici de o simplă adieră. De fapt, trebuie să guști marea furioasă ca să-ți placă gustul de mieră. Cu vesele cântece-l și ghidușii. Venim departe și mergem departe, tocmai în zare, sus la castel. Ne-am oprit aici, pe drum ne-am prins noaptea, că adăpost când vorbesc menestrel. Mâine va fi sărbătoare, prințesa împlinește an 20. Vom bea mult vin, vom goli tăv cu mâncare, ce va fi acolo să tot petreci. Oaspeții veseli vor dănțui și-n toiul petrecerii preț de o clipă, o bun și la tine ne vom gândi. Deschide-n poarta și dă-ne o coașă, ai milă de niște vieți menestrei. Veșnic pe drum, asta mi soarta, veșnic pe drum, căutând un castel. Veșnic pe drum, asta mi soarta, veșnic pe drum, căutând un castel. Seara asta am găsit castelul aici, în Calafat. Sunteți niște oameni minunați și...
milă și tristă mirare, voi duce cu mine mereu, voi duce cu mine mereu. Și apoi într-o zi oarecare, în care-mi va fi cel mai greu, voi pune-o în vechi calendare, duminica trupului meu, duminica trupului meu. Fior prin mine umblă și nu am trebuință, te rog, pe tine umbră, să redevii ființă. Fior prin mine umblă și nu am trebuință, te rog, pe tine umbră, să redevii ființă. Se zbate în mine, umbră prin mine trecut. E atât de rău că e bine, e atât de mult dacă e nu, e atât de mult dacă e nu. Bacovia și iese din sine și râde în a și în u. Umbră în viață mă ține și umbra aceea ești tu. Și umbra aceea ești tu. Fior prin mine umblă și nu am trebuință, te rog, pe tine umbră, să redevii ființă. Fior prin mine umblă și nu am trebuință, te rog, pe tine umbră, să redevii ființă. Trăiesc într-o lume plină de roboți, programate de același soft, a căror existență este total dependentă de tehnologie, de gadgeturi, de universul rece al tehnologiei, o lume în care inteligența artificială deține controlul și în care căldura umană se pierde în like-uri, SMS-uri, prietenii și interacțiuni virtuale. Cerneala, tușul, instrumentele de scris, au primit un șut în fund de la tastaturile performante, de la touchscreen-uri ori comenzile vocale. Emoția dragostei nu se mai măsoară în bătăile inimii, ci în conturi, cifre, impresii materiale, ori coduri de bare. Șoaptele pline de tandrețe nu se mai spun în parcuri, ori în îmbrățișarea unui dans. Ele se scriu pe MES, WhatsApp, Twitter ori Instagram. Sexul este primul pas în relația dintre un bărbat și o femeie, un bărbat și un alt bărbat, o femeie și o altă femeie. Sintagma face dragoste este desuetă. Trăiesc într-o lume plină de roboți, grăbiți să-și facă norma, să-și termine planul, să mimeze fericirea, prietenia, atașamentul, bucuria, loialitatea, să se conecteze negreșit la internet din primul ceas al dimineții, să navigheze online, precum navigatorii, pe mările și oceanele lumii. Trăiesc într-o lume plină de roboți, în care instrumentiști virtuoși sunt dați la o parte cu aroganță de butonari celebri, iar instrumentele muzicale sunt înlocuite de computere perfecționate să așeze melodia. Muzica nu se mai simte, iar dansul? Dansul este o amintire aproape uitată. Trăiesc într-o lume de roboți, plină de importuri, sufocată de fake-uri, în care este mult mai important cât și ce ai, decât cine și cum ești. O lume de roboți în care îmi lipsesc tot mai mult oamenii. Este un cântec pe care mi l-am readus aminte. În urmă cu 3 ani am cântat la festivalul de folk de la Gărâna. Și
am avut șansa să fiu pe același afiș cu Gyuri Pascu, Dumnezeu să-l odihnească, cu Mircea Baniciu și cu Zoltan Octavian Butuc. Și nu știu dacă știți despre festivalul de la Gărâna. Se întâmplă în Munții Semenic, nu departe de aici, mă rog, mult mai aproape decât din București. Și e un loc în care vin cam 4-5 mii de oameni. Și mi-amintesc că la masa de seară, înainte de a începe concertul, Gyuri ne spunea că, băi, am niște emoții de numai. Și eu îl întreb, băi, cum să ai emoții tu? Toată lumea te știe, e suficient să urci pe scenă. Și zice, bă, nu e așa, pentru că la așa de mulți oameni trebuie să-i agăți cu un singur cântec. Dacă nu-i agăți, ești un om mort. Wow, și mi-amintesc că am urcat pe scenă și mi-a rămas în minte fraza asta, că un singur cântec dacă nu ești un om mort. Și mă gândeam, băi, eu sunt om rezonabil și chiar dacă sunt modest, realizez că n-am niciun cântec atât de celebru cu care să-i agăți pe toți. Și mi-aduc aminte tot din cauza copilașilor că am avut o prezență de spirit fantastică. Cântecul la care m-am gândit și pe care l-am gândit atunci pe moment, n-am făcut decât să dau primele acorduri și să spun primul vers. Și imaginați-vă peste, nu știu, 4-5 mii de oameni care s-au ridicat în picioare și au cântat cap-coadă tot cântecul. Sper să fie o surpriză plăcută. Vă spun doar că e un cântec scris pentru oameni mari. E adevărat că viața ne poartă așa prin niște povești interesante. Mă gândesc că dacă ne-am păstrat spiritul cu care ne-am născut și cu care am devenit la un dat din bebeluși copii, probabil am fi mult mai fericiți. Am uitat de toate grijile, de toate apăsările.
Nu mai copii, o lume cu mult soare și mii de jucării pentru copii. Lumea cu povești și flori veți întâlni. Și-o lume a inocenței, păstrați orice-ar fi. Mulțumesc foarte mult. O să le iau de bis. Am avut la un moment dat sentimente atât de curate, aveam vreo 18 ani. Eram îndrăgostit de o fată și doream foarte mult ca acel cântec pe care l-am compus pentru ea să-i placă ei. Din mare fericire și bucurie pentru mine, este o piesă care astăzi se bucură de o foarte, foarte mare audiență, are câteva milioane de vizualizări pe canalele de muzică. Este o piesă cu care mă identific datorită acestei piese. Eu îi spun, într-un fel, pașaportul meu muzical, pentru că datorită acestui cântec am cântat în foarte multe locuri din țară, din lume, și într-un fel sau altul, laimotivul creațiilor mele este dorul. Piesa se numește Mie Dor. Mi-amintesc că la un dat, când am ajuns într-o comunitate din Florida, o doamnă mi-a zis, știi, Ovidiu, tu pentru mine toată viața vei rămâne Domnul, Mie Dor. Și mi-a mai zis un lucru interesant, că dacă vrei vreodată să știi ce înseamnă dorul, întreabă un emigrant. Când spun frumos, eu mă gândesc la tine. Visez că sunt departe de cei răi. Te simt aproape, te simt în mine. Mi-e dor de ochii tăi. 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 Simt adierea gândurilor tale. Și-aș vrea să-ți fiu la poartă, zurgălău, să mă auzi când vântul o să bată. Mi-e dor de părul tău. 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 Înconjoară, căci mi-a lăsat în suflet vraja sa. Iar dor acesta jalnic mă doboară. Mi-e dor de gura ta. 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 Și dacă aș mai putea trăi încă o viață, așa să te păzesc de tot ce-i rău. Și n-am să cer nimic în schimb vreodată. Mi-e dor de chipul tău. 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 Thank you.
aștepta degeaba. Și tot degeaba am sperat cândva. Ușor mă voi retrage în tăcere. Mi-e dor de vorba ta. 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 Mii de culori pătrund în sufletul tău. Este o nouă zi, o nouă provocare. Împlinește-ți visele, trăiește-le. Privește cerul. Fă din viața ta lumină. Alege nuanțele frumoase. Alege să zâmbești. Alege bucuria, adevărul, bunătatea. Împarte toate acestea cu cei din jur. Oamenilor le stă bine să fie buni. Împărtășind frumos și culoare, vei deveni lumina. Și așa vine câteodată durere. Să dau cu cuțetul în chiatră. Din chiatră să iasă foc, măi dorule. Dacă în viață n-am noroc, când s-o împărți norocul, măi dorule. Mi-au dus la lucru. Și la cât-ți l-o dat cu calul, dorule. Nu m-am ire cu păhar. Nici acela n-o fă plin, măi dorule. Jumătate-o fă venin. Nici acela n-o fă ras, măi dorule. Fă-nă gaz. N-am triceriu și stărat, măi dorule. De-a mea parte n-ori bat. Și-așa-mi vine câte un gând, măi dorule. Să plec pe păduri cântând. Și-așa-mi vine un alt gând, măi dorule. Și-așa-mi vine un alt gând. Să vă mulțumesc cântând.
să vă mulțumesc întâi mai dorire. Mulțumesc foarte, foarte mult! Mulțumesc doamnei Mariana Lumină! Lacrimă! Mulțumesc librăriei Karma! E o mare, mare bucurie pentru mine să fiu în fața dumneavoastră. Să vă mulțumesc întâi, măi dorule!